Slavă lui Dumnezeu stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă în paratilor stai în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. vreau să mai împărtășesc un aspect a acestui adevăr, că atunci când știi ceea ce

Împăratul Siri era în război cu Israel. Și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, taba va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirieni. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pânda spre locul care îi spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, niște de Atât à tête à tête entre un partout l'Israël, je tiens d'inainte, Mishka un partout le Syrien, Mishka les lui nous merdions, nous fonctionnons, n'avons uh, effect tout le cas et ça je te parce que un partout l'Israël, je tiens, tu vas savoir qu'un partout le Syrien doit qu'un partout le Syrien nous je tiens qu'un partout l'Israël je dar pentru că se va repeta de mai multe ori, împăratul Sirie o să-și da seama, n-are cum să fie o întâmplare că tot timpul a evitat să cadă în capcanele mele, sigur am un tradator. Și la versetul um, 11, împăratul Siriei s-a tulbrat inima, a chemat pe sujitorul să și el a zis, nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul Israel.

nu se vorbește foarte des despre el. De multe ori în război spiritual, reacționăm la ceea ce s-a întâmplat. Reacționăm la atacuri. Dar există o dimensiune a război spiritual unde nu reacționez la taco, dar acționez pentru a împiedica

înainte să fie atacat familia ta, Dumnezeu să-ți spună. Înainte să înceapă problema aia la servici, Dumnezeu să-ți spună. Și vei ști dinainte. Dar dușmanul tău nu va neapărat ști că tu știi ce vrea să fac. Și asta este un avantaj extraordinar. De aceea, ce a făcut de împăratul siriei? Versetul 13. Și împăratul a zis, duceți-vă de vedeți unde este, ca să a trimis să-l prinde. Au venit și au zis, iată că este la dotan. A trimis acolo căi și care. Și o oaste puternică. Pentru cine? Un singur om. Dar de ce împăratul siriei a înțeles? Atâta timp când omul acesta va spune împăratului lui Israel, toate mișcarele mele am un dezavantaj. Deci acest om merită chiar să trimit o oastă puternică. Puterea informației. Ști să știi lucrurile înainte să se întâmple. Și am o veste bună pentru tine. Nu există nim nimeni, ca Dumnezeu pentru a-ți spune lucrurile înainte să se întâmple. Alfa și Omega. El care a creat totul început. Il a la le temple, donc nous le créons il, 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 il y a la création espace, nous le créons espace. Pour être au terrain, on est aussi capable nous Il y a la matière, nous est une matière? Donc temple une qu'au cartier, nature de l'essence. existe un expert, il nous pas le qui les se Il est și în batalia spirituală vei fi mult mai puternic când tu știi dinainte mișcarea dușmanului. Când tu știi dinainte prin ce ușa vrea să intre, să te tulbure. Pentru că te vei ruga, Fortes spécifique chez Rugatti n'attentent pas à Sa poche simple, va faire ce qu'à tel plan, ça se perde. Impossible à ta, ça se perde pour t'aller. Oui, t'étais là, domme leçus. Noa surprise. de fait que tu as acheté à dix La masse agit forte que là. On ordine travail pour ça, on va vendre. Apoi scrie Satan a intrat în in Iuda. Deci știa exact unde o să sa vină Satan. Nu a fost surprins. Când Satan a cerut pe Petru ca să-l cerne, Domnul Iisus a știut dinainte și si s-a rugat, zice, da, m-am -ma rugat pentru tine, ca credința sa ta să nu se piară. De ce? Pentru că a știut, a cunoscut dinainte planul lui Satan. E nevoie astăzi să mai fie copii lui Dumnezeu care vechează înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și sunt în stare să știu lucrurile înainte să se întâmple. Nu, există lucruri care trebuie să știi, să le știi înainte să se întâmple ca să faci ceva folositor. Există lucruri când s-a întâmplat, întâmplat deja, tot ce poți să faci este să limitezi pagubele. Dar răul este deja făcut. De aceea sunt lucruri care trebuie să le știm înainte. Și Dumnezeu nostru este expert în asta. Personal, sunt multe lucruri care s-au întâmplat fără să le știu dar aș minti dacă a zice că nu o nu de două ori, înainte să se întâmple ceva, Dumnezeu m-a Am știut. De când s-a întâmplat, nu mai eram surprins. Când s-a întâmplat, ești deja pregătit.

la dușmanite care planuiesc în întuneric și în ascuns. Și cred că nimeni nu le vede. Când tu deja i-ai văzut și știu ce fac ei, lui Dumnezeu, ai avantaj. Ai un avantaj. Și ce spun nu este teorie. De aceea Biblia zice, când Domnul zice, vegheați, și apoi zice, rugați-vă. De ce nu zice rugați-vă și vegeați? Zice vegeați și rugați-vă. Pentru că atunci când veghezi începi să vezi. Dumnezeu începe să ți arate. Și apoi te rogi în funcție de ceea ce ți s-a arătat. Te rogi în funcție de ce ți s-a arătat ca diavolul cer, cere fratele cu tare, cere sora cu tare. Te rogi în funcție de ceea ce ți s-a arătat și pentru că știu dinainte ce vrea să facă dușmanul și te-ai rugat în mod corespunzător. Planul lui este este desfăcut sau cum se zice nu mai este dus la la bun sfârșit sau nu mai este împlinit. Foarte important. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să creștem. De aceea avem nevoie să, să dezvoltăm omul dinăuntru. Și să ducem batalie la un alt nivel. Nu la nivel unde doar, s-a întâmplat asta, hai acum reacționăm. Nu, la nivelul unde înainte să se întâmple, știi deja. Și deja ai început să te rogi și să acționezi în mod corespunzător. Pentru biruință, pentru victorie. Deci da, poți ști ceea ce nu știe dușmanul tău și anume chiar poți ști ce pregătește dușmanul tău, tu știi că el pregătește asta. El crede că este nascuns, nimeni nu-l vede, dar tu prin duhul lui Dumnezeu ai aflat deja ce pregătește el, automat ai un avantaj. dont les yeux ajoutés sa crèche. Dont les yeux ça ajoutés sa crèche. Il s'affirme, moi, qu'il est vegan. Ça pose vegan pour familiata, famille, pour ses frères, pour ses pour communauté en carrière.